miezul problemei, Național TV, bună ziua, bine v-am regăsit. Ca de fiecare dată încercăm să vă propunem subiecte interesante, subiecte importante pentru dumneavoastră. Astăzi o să vorbim despre taximetriști, despre cei care sunt considerați a fi niște pirați ai acestei activități, în general despre transportul de persoane în România. Avem invitați care sperăm să lămurească această chestiune. Alături de noi, în platou la miezul problemei, domnul Claudiu Săpunar, președintele Asociației Naționale a Transportatorilor și Taximetriștilor Independenți, și domnul Bogdan Dincă, coordonator COTAR, transportul în regim de taxi și închiriere, și desigur domnul profesor Mircea Coșea, invitat permanent. Domnule profesor, bună seara! Bună seara! Domnule Săpunar, bună seara! Bună seara! Domnule Dincă, bine ați venit alături de noi! Domnul profesor, un subiect, să zicem așa, destul de mult discutat în ultima perioadă. Invitații noștri sunt reprezentanții unui organism care e până la urmă important în spațiul public atunci când își propune să atragă atenția asupra unor probleme. Și suntem mulți, folosim aceste mijloace de transport, sunt tot felul de probleme, lumea se transformă, apar competitori mai mulți sau mai puțini onești. În orice caz, din punct de vedere economic, este o activitate care, nu numai în România, peste tot în lume, aceasta a transportului de persoane, lumea fiind mereu în mișcare, este o activitate cu mulți bani, nu? Sau din care ies sume importante, nu? E o industrie foarte, foarte bine plasată. Transportul în general, nu numai această ramă, sigur, în general, sigur, în România contribuie important la PIB. Deci e un subiect interesant și din acest punct de vedere. Dar ceea ce cred eu că ne interesează, pentru că ne adresăm unei categorii de telespectatori interesați de viața lor zilnică, e faptul că transportul de persoane a devenit o necesitate extraordinar de importantă azi, într-o lume foarte rapidă, într-o lume, cel puțin la noi în țară, în care transportul public nu este la nivelul la care ar trebui să fie. Nici pe departe. În care, uite, metroul a devenit letal, ca să discutăm de dramele care se întâmplă. Și e un serviciu pe care lumea îl dorește pentru că au nevoie de el. Există aici două lucruri care m-ar interesa dacă am putea să discutăm pentru clarificarea situației. În primul rând, de ce sunt atâtea deficiențe, dificultăți în găsirea unui taxi? Aflu că sunt mii de mașini în București, dar când comanzi o mașină, mai bine te lași pe Bubaș. Dacă plouă, dacă ninge, s-a terminat. Asta este, deci, o chestiune care ar trebui să o lămurim. În al doilea rând, știți, noi suntem membri a Uniunii Europene și, fără să ating sub probleme economice foarte complicate, trebuie să vă spun că una dintre condițiile și necesitățile acestei apartenențe este o piață liberă în care să existe o concurență loială. Ori, așa cum spuneați, pe piața noastră au apărut lucruri care sunt absolut de natură condamnabilă, adică este o concurență ilegală, neloială, periculoasă pentru bugetul statului, pentru că au apărut organizații, instituții, nu știu cum să le numesc, de transport care nu au nimic de a face cu ceea ce înseamnă o piață bine organizată. Iar dacă ne referim la ce se întâmplă astăzi în alte țări mai civilizate și mai dezvoltate, vedem că astfel de lucruri sunt luate foarte în serios. De exemplu, în Franța există o acțiune foarte serioasă împotriva taximetriei care nu respectă legile concurenței. Deci ceea ce discutăm noi astăzi... Și în Anglia și... Da, dar în Franța în zilele astea se întâmplă. De ce discutăm noi astăzi nu e o problemă așa în general despre... E o problemă care ține de necesitățile cetățeanului din marele orașe mai ales. Iar cele care sunt legate de București sunt niște lucruri extrem de grave. Nu știu dacă e cazul, dacă putem să discutăm și despre alte aspecte care țin de reglementări, de relația organizațiilor pe care noi le invităm astăzi cu guvernul, care e poziția guvernului, pentru că guvernul trebuie ca să aducă anumite reglementări, Ministerul Transporturilor. E o situație foarte încălcită. Să știți că am încercat în pregătirea acestei emisiuni, alături de colegi, să luăm legătura cu reprezentanții ai guvernului, ai Ministerului Transporturilor, să avem și această parte reprezentată în emisiune. N-am reușit. Inițial, când am pus noi pe tapet subiectul, acolo, la Ministerul Transporturilor, s-a spus că nu ține de ei. Inițial, ăsta a fost răspunsul, unul chiar amuzant.
sigur că aveau legătură directă cu subiectul. Am încercat să aducem și un reprezentant al acestor platforme despre care se discută atât de mult în ultima perioadă. În orice caz, ne vom strădui să ridicăm întrebările. De ce am ridicat aspectul ăsta? Pentru că lumea, telespectatorii noștri, probabil că au văzut și au remarcat protestele pe care acest tip de industrie l-a făcut, tocmai pentru că reglementările nu sunt la nivelul la care ar trebui să fie. Acum, sigur că protestul este o chestiune legală și constituțională. Vedem că se protestează în fiecare weekend aproape pentru lucruri importante. Dar ceea ce se întâmplă cu transportul, cred că e la fel de important. Și ar trebui să acorde atenție și acestui lucru. Sigur, transportul de persoane a transformat practic și economia, pentru că știu eu, dintr-o dată conceptul de mobilitate a căpătat alte valențe. Nu mai poți astăzi să negi lucrul ăsta, pentru că mulți au servicii care sunt la distanțe mari. Da. Transportul este blocat cu mașina personală de foarte multe ori. Nu mai vorbesc de autobuze, tramvaie care merg și ele cum merg. Da. Știu că noastră, domnilor, ar fi trebuit, punem în ghilimele, ar fi trebuit să aveți un mare meeting miercuri, deci practic ieri, nu, dacă e să o luăm așa, o acțiune pe care ați stopat-o, pentru că înțeleg ați avut niște discuții importante la nivelul Ministerului Transporturilor. Deci, până la urmă, de ce n-a mai fost meeting-ul transportatorilor? Acțiunea de ieri a fost doar amânată. Așa. În urma negocierii cu domnul ministru al transporturilor, ni s-a promis că reglementarea referitoare la sancțiunile împotriva pirateriei, care reglementarea așteaptă să intre în ședința de guvern din luna martie, de la meeting-ul nostru anterior, o să fie dată, o să fie băgată pe ordinea de zi în ședința de miercuri și aprobată. Așteptăm până răbdare să o vedem. Săptămâna viitoare. Da. Sperăm că se va rezolva această problemă. În caz contrar, acum, dumneavoastră sunteți reprezentant al cotarului și știu că și pe alte spețe ați mai avut discuții cu ministerul, dar numai dacă aducem aminte nenumărate de acciza, celebra acciză, nu? Nenumărate. În urmă cu câteva luni de zile, guvernul vă promitea un fel de returnare a acestor bani. Care, bineînțeles, nu s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat, sigur că da. Deci este ciudat. Noi nu cerem, la toate acțiunile noastre, noi n-am cerut niciodată ceva de o subvenție sau bani de la buget de stat. Dimpotrivă, semnalăm niște probleme prin reglementarea cărora se pot aduce bani la buget. Să vă dau un exemplu. La nivelul Bucureștiului, așa, funcționează prin aceste platforme în jur de 7-8 mii de autovehicule neautorizate, în condițiile în care sunt 10 mii de taxiuri autorizate. Deci 6 mii... S-a ajuns undeva la 60-70% să fie activitate neautorizată. Noi nu avem nimic împotriva competiției. Toată lumea ne acuză că vrem să stăpânim noi piața. Nu. Invităm aceste companii să intre în legalitate, să respecte regulile care, legile care sunt în vigoare și îi așteptăm ca parteneri în piață. Dar nu putem, în condițiile în care noi respectăm acele condiții, avem niște cheltuieli generate de îndeplinirea acelor condiții, nu putem să facem față concurenței. Toată lumea ne acuză, în special taximetria, că sunt probleme. E adevărat, și în breazla noastră sunt probleme. Dar aceste probleme, vreau să spun că ele sunt generate de un cerc vicios. Întrucât pirateria este așa de mare, noi ne-am decapitalizat, suntem subfinanțați și nu există bugete de dezvoltare, nu există buget de investiții. Încercăm să ne descurcăm cum putem, în speranța că guvernul, de ani de zile, de 2-3 ani de zile semnalăm problema asta, ne va reglementa această problemă, va stopa acest fenomen și atunci avem și noi siguranța să investim pe de o parte și fondurile necesare. Acum știți că poate cea mai cunoscută platformă care vă concurează, nu o să-i rostim numele, oricum toată lumea cred că știe, a apărut în România în 2015, din câte mi-amintesc eu, nu? Pardon, în 14-a 10-a 2014, eu am dat un... Bun, deci sunt 2 ani, 3 ani. S-a lansat firma, așa, această minunată platformă, și am dat un interviu în Libertatea, care a apărut în Libertatea în 14-a 10-a, în ziar, în care semnalam pericolul acestei
companii. N-aveți de unde să știți magnitudinea pe care avea să o capete fenomenul? O bănuiam și aveam informații. Deci o bănuiam, aveam niște informații de la cunoștințe, de la prieteni care erau în Anglia, care erau în state, am rude în state și mi-a spus ce s-a întâmplat în Statele Unite. Trebuie să luăm în discuție. Domnule Săpunar, vedeți, avem de face cu un paradox. Practic, astăzi discutăm despre niște competitori deloc loiali, cel puțin din cele spuse de dumneavoastră. Și domn profesor Mircea Coș a întrebat la începutul emisiunii că sunt momente, cel puțin la nivelul marilor orașe, București, spre exemplu, dacă l-ați rostit, da, local. Când, dacă vrei un taxi, e nenorocire. Adică ai toate șansele să te lipsești. Sunt de acord. Și e un fel de paradox. Practic, dumneavoastră spuneți că există acești oameni care vă fac o concurență neloială, vă credem pe cuvânt, pe de altă parte, dumneavoastră nu reușiți să acoperiți. Nu că nu reușim să acoperim. Cererile. Haideți să lămurim. Explicați-ne puțin. Ok. În București, în clipa de față, suntem cu toți locuitori acestui sigur, oraș. Sigur. Vedem că funcționează următorul paradox. Este aglomerat începând cu ora 6:30 dimineața până la sfârșitul serii 21:30, orașul este nu aglomerat, este sufocat de mașini. Aproape blocat în anumite momente. Da. Bun. În condițiile acestea, taxiurile sunt prinse în trafic. Foarte multe. Sunt colegi care lucrează de zi, sunt colegi care lucrează de noapte. Legea ne obligă să acoperim 70% din numărul de taxiuri dimineața și 30% pe timpul nopții. Deci, nu avem cum să suntem 10.000. Nu putem tot 10.000 să fim în același timp în traseu. Deci sunteți destul de multă vreme ocupați, asta e ideea. Nu, suntem destul de multă vreme blocați în trafic. Și mai e o problemă. De fapt, toată lumea s-a obișnuit și ăsta este și o parte din serviciul nostru, se referă la problema asta, de taxi la comandă. Deci dacă vorbim de taxi la comandă, într-adevăr, nu se găsesc mașini în orele de vârf. Motivul vi l-a spus colegul. Este foarte aglomerat și ar trebui o jumătate de oră să ajungă la un kilometru distanță și vă dați seama, de aici și costurile cu carburantul și nimeni nu așteaptă o jumătate de oră. Și al doilea, de asemenea, noi am cerut de ani de zile, cerem reglementarea, ca reglementare în prețul pentru taxiul care vine la comandă, prețul de pornire să fie puțin mai mare, să poată să acopere aceste costuri. Că avem și problema costului, pentru că șoferul preferă să aștepte în stația de taxi, să vină clientul la el. Exact, pentru că știu că, îmi cer scuze, că multe dintre companiile de taxi au ele însele aplicații, nu? Toate companiile, deci 80% din cursele de taxi. Ce se întâmplă când facem o astfel de solicitare? Primim răspuns că nu există taxi, dar la colțul străzii, să zicem, la 200 de metri de noi sau la 500 de metri, sunt taxiuri care așteaptă. Haideți că vă explic eu ca să nu ne ascundem după fără și nu punem gunoiul de sub. Problema este următoarea. Sunt și anumite dispecerate care sunt foarte puțin tolerante cu întârzierele la comandă. Ăsta este adevărul. Și atunci sunt urmate de aceste întârzieri. Puțin tolerante cu cine? Cu șoferul. Cu tot în interesul pasagerului. Să nu deci este interesul, să vin în 10. Înțeles, da. Deci este interesul și al celorlalți șoferi din acea companie care deservesc acel dispecerat. Este și în interesul clientului. Da? Este și un mod de a controla și de a ține sub control pe anumite aspecte care sunt mai puțin plăcute. Că nimeni nu-i convine să îi se anunțe că vine mașina în 3 minute sau în 5 minute și să mai stea încă 8 minute în fața blocului, în ploaie, în soare, cu copilul, cu bătrân, cu ceva. Riscă niște sancțiuni. Dacă el este întârzie la comandă, riscă niște sancțiuni și preferă să evite chestia asta. Deci, dar v-am spus, taxiul se găsesc și la ore, scuză-mă un pic, taxiul se găsesc și la orele de vârf, dar le găsim în stațiile de taxi. Pentru că la orele de vârf este foarte mare trafic, foarte aglomerat și preferă decât să aibă un cost foarte mare să ajungă și să și întârzie clientul să plece cu altceva, preferă să aștepte în stația de taxi. Ce s-a întâmplat? Asta înseamnă că se creează o breșe
în serviciul ăsta pe care o umplu alții. Exact. Pentru exact. Că cei de la platformă vin, indiferent că aglomerație sau nu. Și atunci, dacă în timpul ăsta nu găsești și nu găsești, ca să o iei pe jos până la o stație, de taxi. E complicat. Da. Și atunci apelezi la asta. Adică se creează prin acest comportament, se creează o breșe pe care o oferiți aproape. O speculează? Celor, da, care intră așa. Eu stau în zona lui Afi Cotroceni, e imposibil să comanzi un taxi prin telefon. Dacă mergi la Afi, sunt cel puțin 10. Cel puțin 10. Iar după ora 9 seara, prețul e negociabil. Și atunci nu te mai duci mai... Dar când vrei ca să intri în mașină, te întrebi unde merge scutare. Păi vă costă atât. Păi nu-i cu aparatul? Vedeți că toate domnul lucrurile astea... Asta înseamnă că sunt niște lucruri favorizante pentru cei care intră intempestiv în piață. Da, e logic că ei speculează toate acestea. Asta nu e un motiv ca să acceptăm în piață atâția parteneri care nu ne fac o concurență reală. Categoric. E adevărat, să știți că la nivel... Dumneavoastră, să respecte legile, ar fi și în binele nostru al consumatorilor, că ar fi mai multe mașini, dar da, asta nu se pune în discuție. Ei trebuie să respecte legislația și condițiile, deci, pentru că altfel sunteți în dificultate. Am inițiat foarte multe acțiuni și fiecare la nivelul companiilor, luăm măsuri împotriva șoferilor de acest gen sau care fac acest gen de fapte. Acum am reușit într-un final și luni sperăm să intre pe ordinea de zi a Primăriei Capitalei modificarea regulamentului taxi. Acolo în regulament ne-au promis că vor lua măsuri împotriva acestor platforme ilegale, dar în același timp se schimbă și sancțiunile referitoare la fapte de acest gen. Dar știu că primăria și dumneavoastră v-a cerut niște lucruri, nu? În documentul exact asta vă spuneam. Da. Regulamentul are o parte bună pentru noi și o parte, să zic, care mai puțin bună. O parte care vă obligă la niște schimbări. În realitate este bună și pentru noi, că și noi vrem să dispară acest gen de șoferi, că nu toți sunt așa. Sigur. Și din păcate se pune anatema asupra tuturor, care îndeplinesc aceste, care fac acest gen de fapte. Dar ne întoarcem fără să vrem din nou la bani. Închipuiți-vă că ca să pot să îmi plătesc un șofer de bună calitate, așa, trebuie să am un cost mai mare cu salariul. Și atunci când îl pun în fața faptului împlinit să-i desfac contractul de muncă, să știe sau să se gândească de două ori când face o faptă de genul ăsta. Ori în situația în care noi de-abia ne descurcăm de pe o zi pe alta, încercăm să reducem din costuri, luăm oameni și de mai de slabă calitate. Spuneți. Domnul Săpuna, cât câștigă un taximetrist? Uite, la nivelul Bucureștiului, să zicem așa, sunt lucruri pe care nu le știu, le întreb exact ca om obișnuit. Un taximetrist are salariu, nu? Și? Un taximetrist, sunt două categorii de taximetriști în piață. Sunt persoanele fizice autorizate, okay, care sunt așa numiți taximetriști independenți care eu îi reprezint, și sunt... taximetriștii, angajați. Ceilalți angajați la companie. Cei care se spun, așa spus și cei la plan. Da? Bun. Acum, salariile, știți și dumneavoastră, 1500 de lei salariu minim, la care sunt niște costuri de sănătate, pensii, toate celelalte, contabilitate. Le plătim cu toții. Asta sigur că da. Da? Dar mai puțin cei care sunt neautorizați, că nu-i deci controlează nimeni. Asta le plătesc firmele de taxi autorizate, pentru că aceste firme pot fi controlate, pot fi verificate. Cum putem să verificăm pe cei care sunt la platformă? Sigur, acești ilegali? Au altă manieră de funcționare. Nu, domnul meu. Haideți să spunem lucrurile cu nume. Nu trebuie, v-am spus, hai să le spunem. Că eu sigur, v-am sigur. Spus, de asta facem problem. Această emisiune, problema să ne lămurim. Este foarte simplă. Atâta timp cât dumneavoastră și eu, mergem amândoi în piață. Într-o piață, da, agroalimentară, da? Și vedem roșiile aici 3 lei. Și le vedem în partea asta la altă 1,50 lei. Categoric, vom merge spre... Vreau să țineți ideea, pentru că o să intrăm în publicitate, dar am să mă întorc la dumneavoastră, pentru că e interesantă această comparație pe care o faceți, pentru că ea ne-ar putea lămuri de ce a luat ființă acest fenomen până la urmă și de ce vă este dumneavoastră greu până la urmă nu să... nu știu, să veniți cu o altă manieră de a organiza lucrurile care să concureze eventual, nu? E
vorba despre bani, dar răspunsul după pauză, stați cu noi în miezul problemei, ne întoarcem. Miezul problemei, Național TV, am revenit în partea a doua a emisiunii. Astăzi vorbim despre transportul public de persoane în România, despre taximetriști, despre platformele care fac o concurență, spun reprezentanții taximetriștilor, deloc loială. Alături de noi domnul Claudiu Săpunar, președintele Asociației Naționale a Transportatorilor și Taximetriștilor Independenți, și domnul Bogdan Dincă, coordonator COTAR, transportul în regim de taxi și închiriere. Domnule Dincă, ce reprezintă COTAR? Acum știți, suntem COTAR de inițiale în România. COTAR este Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România. Suntem singura organizație reprezentativă la nivel național pe domeniul transporturilor. De aici și faptul că ne-am asumat toate acțiunile, și când a fost vorba de RCA, și când a fost vorba despre... pentru acciză că, și alte acciză discuții. Acciză și tot. În, membrii noștri sunt, din rândul nostru, fac parte taxiurile, transportul regulat de persoană. Vă referiți la acele maxi-taxi, microbuze, microbuze și serviciurile auto, școlile de șoferi, toate aceste federații și confederații fac parte din COTAR. De noastră. Am să mă întorc, așa cum am promis înainte de pauză, la domnul Săpunar. Ne dădeați acel exemplu și spuneați, mergem la piață, avem kilogramul de roșii 3 lei, în partea cealaltă 1,50 lei, același produs. Același produs, la același dimensiune, aceeași calitate. Clar, alegem 1,50 lei, nu? Da? Bun. Problema se pune sub formă următoare. Nimeni nu ia în calcul că cel cu 3 lei așa este autorizat, este reglementat, are niște costuri, în spate, plătește da niște taxe, niște impozite, are costuri ca să se autorizeze și să se mențină în piață și are un profit minim rezonabil conform legii. Adică este legal. Bun. Iar cel care vinde cu 1,50 lei, un ilegal, care doar le ia de la X și le vinde el, nu le produce. Deci despre asta vorbim. Acest concept adus de aceste platforme, înțeleg că este unul importat. Și sunt mai multe. Ride-sharing, car-sharing... Bun, haideți să le... Haideți să pentru publicul larg, ce înseamnă? Car-sharing înseamnă să împărțim mașina. Ok, deci eu cu dumneavoastră nu împărțim, deci putem, având același traseu. Conceptul car-sharing este următorul. Amândoi lucrăm, locuim în aceeași zonă. Ok. Ne desfășurăm activitatea în același loc. Aproximativ, eventual. Sau aproximativ. Sigur. Și atunci, astăzi mergem cu mașina mea și mâine mergem cu mașina sau dumneavoastră. Sau o săptămână cu a mea, o săptămână cu a exact noastră. Acesta este conceptul de car sharing. Ride sharing? Ride sharing, împărțim cursa. Costurile. Nu, împărțim cursa. Așa. Cursa cum... Și acum intervine conceptul celălalt. Ok, împărțim cursa. Ce înseamnă cursa? Înseamnă transportul, înseamnă din punctul costuri, A, nu până la urmă. Înseamnă transportul din punctul A în punctul B cu niște costuri. Da. Și cine plătește acele costuri? Teoretic amândoi ar trebui să le plătim, nu? Teoretic, da. Și practic? Practic, numai practic unul. Platforma trage 25% din ceea ce se plătește și acești 25% pleacă în Olanda. Așa. După care sunt unii și alții pleacă până Estonia. Știți, da, așa, sau în China. Domnule Săpunar, știți că cei care susțin acest tip modern, sigur, este nereglementat. Este pro-inovație, că așa se numesc deși, dar pro-reglementare de ce nu doresc? Cei care susțin această formă de a transporta oameni, de a, da? Spun așa, domnule, da, dar nici n-au beneficiile pe care le aduce taximetristului o companie de taxi, spre exemplu, și anume dispecerat, locuri special amenajate, expunere pe stradă, adică sunt niște lucruri pe care dumneavoastră le aveți, ei nu le au, ei funcționează așa, în modul nevăzut, virtual, cum se zice. Corect, da. În modul virtual, nu sar în ochi precum culoarea galbenă, da? Nu sunt controlați. Dacă sunt controlați, în clipa de față, în lege, există două expresii. În mod permanent și în mod repetat. Exact cele care noi susținem să se scoată din, da? Prin această modificare, prin această ordonanță. Dar nu este corect și următorul lucru. Dacă taximetria, la nivel mondial, nu european, nu românesc, nu local, mondial, este reglementată.
La nivel european, în comunitatea europeană, este reglementată. Iar legea spune clar, se eliberează în România, așa, maxim. Deci maxim. Deci aveți o limitare din punct, exact, de vedere al numărului de mașini. Dar este limitată peste tot. Se eliberează un număr de maxim 4 autorizații la 1000 de locuitori. Ce este numărul cel mai mare din Europa. În România. Nu există mai mare de 4 la 1000. Deci există mai bine decât alții. Decât oricine. Ca număr de taxiuri ca număr de la 1000 de locuitori. Domnul profesor spunea că nu se găsesc taxiuri. Da. Normal, orașul este sufocat, nu poți să ajungi, nu poți să te deplasezi. Viteza medie de deplasare în București, în clipa de față, este în jur de 12-15 km pe oră. Da. Este groaznic. Vă întrebam despre cât câștigă un taximetrist, despre cât e de greu sau nu să fii taximetrist. Colegii îmi spun că îl avem la telefon pe Gheorghe Rădulescu, care a fost șofer de taxi. Să vedem dacă avem legătura telefonică. Sunt foarte mulți oameni care trimit mesaje, să știți, în regie. Alo, ne auziți? Alo? Bună ziua sau bună seara, cum doriți. Bună ziua. Domnule Rădulescu, înțeleg că ați fost șofer de taxi la o companie, ați funcționat în cadrul, alo, independenților. Cum s-au petrecut lucrurile? Alo? Noi vă auzim. Alo? Bună seara, domnul Ciulinescu. Ciulinaru, dar nu contează. Bună seara tuturor invitaților dumneavoastră, cu tot respectul. Rădulescu mă numesc. Domnul Rădulescu, ați fost șofer de taxi. Înțeleg. Exact. Deci, dacă îmi permiteți, am să-mi fac introducerea singur. Spuneți. Ca să explic despre ce este vorba. Vă ascult. Sunt un locuitor, un cetățean al Bucureștiului. Am lucrat în transportul în ultimii 10 ani. Dintre care, perioada 2010-2015, am fost taximetrist. Actualmente nu locuiesc în țară, locuiesc în Londra și muncesc tot în transporturi în Londra, în UK. Ce vreau să spun, și sunt foarte revoltat, pentru ceea ce se vorbește în emisiune, de ce? Referitor la taximetriști, în special la șoferi. Deci ceea ce nu se spune în emisiune cu adevărat, e 80% din toate firmele actuale nu oferă șoferului niciun fel de salariu. Alo? Da, vă ascult cu interes. Deci nu există niciun fel de salariu. Obligativitatea șoferului este să muncească 12 ore pe zi sau, dacă are noroc, 10, să ofere un plan, așa zis, o sumă fixă pe zi firmei, da, iar ceea ce se câștigă peste această sumă fixă rămâne șoferului. În concluzie, șoferii nu au salarii, se semnează doar niște state de plată și nu se ridică absolut niciun fel de salariu. Acest lucru este un adevăr și nu o minciună. Sunt șoferi de taxi care pleacă pe zi acasă cu 30 de ron, 40 de ron, sau în cel mai rău caz, dacă lucrează pe schimbul de noapte, doarme în mașină și încearcă să-și acopere planul față de firmă. Este o minciună că șoferii de taxi nu fac totul pentru client. Noi suntem cei care am fost tot timpul prezenți față de client și am ținut firmele în picioare. Greșeala majoră, ceea ce se întâmplă în București și probabil și în țară, este faptul că Primăria Capitalei a dat acceptul acestor mari companii să dețină un număr imens de licențe, iar în acest fel șoferii au devenit sclavii acestor mari companii. Mulțumesc mult, domnule Rădulescu, pentru lucrurile spuse. Înțeleg că sunteți la Londra, lucrați tot în acest domeniu. Acolo lucrurile stau mai bine, din punctul ăsta de vedere? Da, deci eu am plecat din țară tocmai datorită acestui fapt. Sunt șofer de autobuz în Londra. Am preferat să renunț, deși m-am chinuit aproximativ 5 ani stând în mașină și de multe ori, dacă plecam cu 50 de ron acasă, să cel puțin să ridice capul sus și să spună unele adevăruri care ar trebui rostite. E o rușine ce se întâmplă în țară, și în special cu taximetria. Mulțumesc mult, domnule Rădulescu. Iată, un fost taximetrist care a preferat să meargă spre alte destinații profesionale, să le numesc așa, și care ne-a dat de înțeles, domnule Săpunar, că lucrurile nu arată așa de rost de pe scaunul de taximetrist. Exact ce vă spuneam.
Cum e până la urmă? Taximetriștii au un salariu... E mai grav. Ceea ce spune domnul, de fapt, e altceva. Înseamnă că se încalcă multe legi în România. Sigur. Că se semnează state false, că nu există salariu, că există doar diferența între o limită și ceea ce obține în plus omul pe mașină. Așa e? Probabil că așa stau lucrurile. Deci, noi vorbim acum, nu vorbim de cazurile izolate. Nu contest, nu știu dacă se întâmplă aceste lucruri. Noi vorbeam acum de cu totul și cu totul altceva. Am spus și mai devreme, sunt șoferi și printre noi care încalcă regulile, sunt firme care încalcă regulile. Nu cred că despre asta vorbim. Nu, dar se dă salariu sau nu se dă salariu? Se dă salariu. Deci, se dă salariu. Acum v-am spus, deci noi avem obligativitatea să avem fiecare șofer la angajat. La nivel salarii minim pe economie? Au salarii începând de la minim pe economie și mai mare, dar, de asemenea, plafonul de care spunea dumnealui, este normal să îi impui un plafon minim de încasare pe zi. Cât este? Domnule Dincă, cât trebuie să aducă un taximetrist la finalul unei zile de lucru, cum spunea dânsul, 10-12 ceasuri pe stradă, cât trebuie să aducă la deci, compania de taxi? Plafoanele minime diferă de la companie la companie, în funcție de mașină. Spuneți-ne o medie. Păi, 100 de lei pe zi, cât? Depinde și de câți șoferi sunt pe mașina respectivă. Adică poate să plece undeva de la 120 de lei okay. până la 250 de lei. Bun, acolo vorbim despre nivelul maxim. Păi, probabil... Depinde dacă compania investește în mașini noi. Da. Îi oferă un salariu mai bun. Automat ai alte costuri. Îi pui un plafon, nu poți să îi scoți șoferul pe stradă și să-i spui, ok, stai, bei cafea la colțul străzii și nu mi-aduci nimic. Ai un plafon sigur, minim. Sub care nu ești plătit, că nu ești eficient. Și practic primește, taximetristul primește, înțeleg, un salariu, trebuie să aducă această sumă companiei minimă, de taxi și la urmă rămâne el, nu? Să, dacă primește bonificații dacă depășește. Nu. Nu, eu încă nu sunt lămurit. Ce spunea domnul Rădulescu, parcă era că nu există salariu. Că este numai că pe hârtie. Că primește salariu și după aia mai uită și un plan. El spunea că atunci când vine omul la firmă, zice, domnule, dumneata face astăzi pe zi 100 de lei. Dacă faci 120, 20 de lei se stai dumitare. Da. De ce întreb lucrul ăsta? Pentru că sunt multe lucruri care țin de contribuțiile pe salarii. Și atunci mă întreb care e viitorul acestui job dacă nu mi se plătesc contribuțiile. Domnul profesor, noi avem obligația la bordul mașinii să avem legitimația de serviciu și contractul de muncă. Să nu spun zilnic, dar săptămânal sunt controle tematice de la ITM, care este foarte simplu. În stația taxi, stop, imediat îi verifică online dacă sunt angajați. Nu există. Amenzile sunt usturătoare. 15.000 de RON și suspendarea activității. Numai un nebun, probabil că sunt, care își permite să țină un șofer neangajat. De asemenea, dacă nu, șofer... el este angajat, este angajat. Este angajat. Deci se plătesc adică, contribuțiile la care dumneavoastră ați făcut referință, se plătesc. Știți, de mult de tot, în economia planificată, chestia asta se cam apropiat de ceea ce numeau ei atunci salarizarea în acord. Adică depinde de cât faci. Depinde cum privești această problemă. Dacă este normal ca pentru salariu minim sau minim negociat să aduci o sumă pe care s-a stabilit minimă și pentru restul să iei o bonificație. Altă modalitate nu există. Nu, eu mă gândesc la contribuțiile pentru pensie, pentru asigurări sociale. Dacă este angajat, compania plătește contribuțiile din stat. Le plătește. Bun, să admitem că sunt companii care le pune doar să semneze statul. Dar s-a înregistrat cu acele obligații, le plătește, are o pensie, are tot ce-i oferă. Și problema este, domn profesor, și următoarea. De ce acești colegi de-ai mei, pentru că eu trăiesc din taxi, fac taxi, nu doresc să-și apere drepturile? Eu sunt președintele unei asociații profesionale. Se poate constitui un sindicat. De ce nu doresc? Sunt sindicate. Adică, ca să înțeleg, dumneavoastră spuneți că, de fapt, oamenii sunt mulțumiți. Deci, noi pentru că dacă nu sunt mulțumiți, ar putea să câștige mai mult. Dar atunci ar interveni celelalte lucruri care taximetristul nu le spune. Și anume? Și anume, exact ceea ce spunea domn profesor, că la AVI îi se negociază prețul.
De ce se întâmplă lucrul ăsta? Dacă avem un tarif afișat, avem un aparat de taxat, pentru de ce se întâmplă lucrul ăsta? Pentru că taximetria este refugiu social pentru cei care au permis de conducere și firmele de pas. Adică... Nu, este adevărul. Pentru că guvernul ar trebui să facă să vină cu programe de calificare și recalificare. Aia, asta da. Da. Da? Care nu există. Și atunci taximetria a preluat aceste programe. Taximetria ani de zile a preluat costurile RATB-ului și a ipotenței primăriei municipiului București. Asta a făcut taximetria. Taximetria, să știți că ne-a transformat pe noi, pe șoferii de taxi, în ambulanțe. Să nu uităm și mulțumesc încă o dată și public colegilor care s-au implicat în colectiv. Sunt momente când... Așa. Da. Sunt momente când ajungem mai repede decât ambulanța și luăm omul și fugim cu el la spital. Sunt momente când luăm domnișoara, doamna, poate să fie soția dumneavoastră, fiica domnului profesor, poate să fie oricine, o conducem și stăm și ne uităm să intre în scară. Da? Suntem și poliții. Până la urmă este un serviciu pentru este care un serviciu clientul public, nu plătește. Plătește transportul din punctul A în punctul B fără să ne acoperim noi toate costurile. Clienții trebuie să înțeleagă un lucru foarte important. Probabil că noi și suntem acuzați în spațiu public, deoarece firmele de care vorbeam au un lobby foarte puternic și sunt profesioniști în domeniul ăsta, dar clienții vreau să înțeleagă un lucru foarte important. Dacă s-ar considera că nu este nevoie să te autorizezi într-o activitate, nu s-ar mai pune problema. Deci șoferii noștri, așa cum sunt ei, sunt angajați, au atestat. Corect. Mașinile noastre sunt verificate din 6 în 6 luni. Așa cum spun unii oameni că sunt unele dintre ele mai obosite, e adevărat. Pentru că înainte să schimba o mașină, media de viață era 4-5 ani, acum s-a ajuns și la 7-8 ani. Domnule Dincă, puține momente am avut în ultimii, nu știu, 5 ani, când am mai avut mașina în service pentru diverse reparații, revizii și așa mai departe, a trebuit să iau un taxi. Fiind o persoană extrem de sociabilă, vă dați seama că imediat am încercat să aflu lucruri despre această activitate, despre cum trăiește un taximetrist. Am auzit multe povești. Sigur, multe păreau din start umflate, altele însă erau foarte interesante și conțineau niște elemente care mie mi-au rămas în minte și nu știam la momentul ăla că o să am o emisiune într-o zi despre asta la televizor. Pe lângă acești bani pe care fiecare taximetrist trebuie să-i aducă, această cotă la compania de taxi, mulți îmi spuneau, i-am văzut pe mulți cu pompa de carburant aprinsă și spuneau, avem noroc dacă ajungem la destinație. Mulți îmi vorbeau despre costuri care le sunt puse în cârcă, punem în ghilimele, cum ar fi mentenanța mașinilor. Adică de multe ori companiile pun și aceste lucruri în spate. Și vă dați seama că avem de-a face cu o persoană de multe ori în taxi, la volanul unui taxi, destul de nervoasă. Și dacă stăm și analizăm lucrurile în profunzime, începem să înțelegem și de ce se comportă așa, nu? Pentru că e o presiune imensă. Să facă planul, să aibă ce trebuie mașina, să... Nu? Nu. Zic, greșesc cu ceva? Următor. Din acea cotă pe care o numiți dumneavoastră, așa, se repară și mașina. Dar dacă cota nu se face sau este foarte mică, atunci mașina, probabil, vorbim de cei care nu le întrețin, nu este întreținută la standardele care trebuie să fie întreținute. De asemenea, dacă mașina este veche, ea se strică tot timpul și stai cu ea în serviciu. Șoferul este nemulțumit. Toate aceste probleme, încă o dată spun, facem ce facem și ne ducem către finanțe. Ați luat în calcul, știu, o să spun un lucru, toată lumea o să sară pe mine acum și o să zică, auleu, ăla e nebun la televizor, vorbește despre creșterea tarifului. Domnule Săpunar, domnule Dincă, un tarif, v-am auzit de multe ori pe noastră reprezentanție acestei brezle vorbind despre faptul că prețul cerut pentru kilometru este mic. Un tarif mai mare impus pe piață v-ar înlesni, știu eu, situația în care să creșteți calitatea serviciilor. Sigur, poate mai problema. Puține mașini, că spuneați că sunt multe. Sunt multe autorizații date. Nu, nu sunt multe. Deci spuneați că stăm cel mai bine din regiune. Păi da, stăm? Dar nu sunt multe. Cei care sunt autorizați acum. Problema tarifului, tariful în sine, dacă ne referim strict la el, nu este o rezolvare. Pentru că... De ce?
Păi gândiți-vă, noi acum în București suntem piratați cu 60-70%. Cu cât noi mărim tariful mai mare, le deschidem încă o poartă acestor companii 60, care n-au costurile 60-70%, noastre. 60-70%, dumneavoastră puneți cele 10.000 de taxiuri lângă cei 6.000 șoferi de, nu o să le zicem numele, de platforme. Așa, de platforme de-astea, da. Și faceți această alăturare și aveți 60%. Mi imaginez că n-au atât de multe curse, nu? Precum o companie de taxi sau un taxi oficial. Deci au din ce în ce mai multe. Deci câte curse au oamenii sau câți clienți au la nivelul țării? Hai să vedem. Haideți că vă explic eu următorul lucru, da? Dacă până să apară aceste platforme, da, un taximetrist în 10-11 ore de muncă, adică de muncă, de traseu. Mult oricum. De traseu, stați o secundă, da, că da, legea prevede, vorbim pe lege. Sigur. Da? Legea prevede că timpul petrecut între două curse mai mari de 15 minute nu este considerat timp de lucru. Nu este nici foarte în regulă, dar nu este nici foarte rău. Este, da, ceva acolo. În acceptabil. Fine. Acceptabil, zicem, da, mă rog. Dar în cele 10 ore să presupunem că muncești 6 ore și jumătate, 7 ore. Efectiv. Efectiv, da, da? În cele aceste ore un taximetrist înainte de aceste platforme executa în jurul la 20 de curse. Câte, da, are acum? Dacă are 10-12, să zică bota proste. Atât de mult au scăzut lucrurile? Da. Deci asta înseamnă că există cerere. Da. E clar. Există cerere, lumea are nevoie ca să meargă, să se în condiții cât mai bune. Problema este că această cerere suplimentară să fie legalizată. Asta, sigur, categoria. Asta nu contează. Ceea ce cer domniile lor este foarte corect. Dumne, foarte bine, veniți cu mașini noi, parfumate, cu șoferi îmbrăcați în frac, foarte bine. Dar trebuie ca să aibă același nivel de intrare pe piață ca ceilalți, din punct de vedere al costurilor. Sigur. Asta înseamnă impozitarea, în primul rând, nu? Înseamnă, îmi spuneați dumneavoastră, că trebuie ca să, pentru autorizare, spuneați înainte de intrarea în emisiune, că trece prin vreo 4 etape. Fiecare etapă costă, nu? Sigur că da. Ei nu trec prin asta. Sigur. Toate impozitele astea care sunt acum în discuție, split TVA, trecerea la angajator, care ridică probleme, ei nu trec prin asta. Ei n-au probleme. Nici nu-i interesează. Deci ei sunt într-o situație privilegiată care pe piață înseamnă ilegalitate. Ce să mai discutăm? Asta este. Da. Dar ca să-i scoți de pe piață ar fi păcat, pentru că e nevoie de ei. Dar noi nu cerem scoaterea lor, da, de piață. Da, am înțeles. Ați spus-o și în comunicatul Cotar. Intrarea în legalitate, da, exact, să vină alături de noi, într-o concurență loială. Pentru și că acest cuvânt introdus, cum spuneați dumneavoastră, dacă repetă sau... În mod repetat, pe mine mă duce la o suspiciune foarte gravă, că există niște interese ale cuiva. E posibil să apărăm și lucrurile astea. Pentru că așa, nu poți niciodată să-l controlezi dacă e a doua sau a treia oară. Nu mai printr-o întâmplare. Când a apărut ordonanța 34 referitoare la piraterie, a funcționat sub forma ordonanței de urgență vreo 3 luni de zile. A avut un efect spectaculos. Ne-au crescut încasările, implicit și taxele și impozitele, cu 10-15%. Această ordonanță a ajuns după vreo 3-4 luni în Parlament pentru ratificare. Acolo s-au modificat aceste două cuvinte. Un domn deputat a introdus două cuvinte și a redus toată munca organelor de control la zero. Și de atunci sunt 3 ani de zile și tot batem toba peste tot și specificăm chestia asta. Nu vrem să modificați acea sintagmă. Nimeni nu ne ia în seamă, toată lumea ne tratează ca și cum am fi în Piața Victoriei să cerem ceva. Nu cerem nimic. Din potrivă, cerem să fie încasări mai mari, să crească. Gândiți-vă, transportul de persoane au ca pondere 4,7 din PIB. Da. Bun. O creștere cu 15%, 20%, nu spun mai mult. Nu spun 60-70%. Că nu e. Pirateria la nivelul ăsta nu este decât în București, așa, la nivelul ăsta, dar în foarte scurt timp... E bine că faceți precizarea asta. În foarte scurt timp, deja Brașov, Timișoara, Constanța ne ajung din urmă. De asemenea, nu numai noi suntem piratați prin aceste platforme. Și colegii noștri de la traseele regulate de
interjudețenii. Între și localități, da. Da, și ei sunt la fel, au apărut platforme și de genul ăsta. Acum, mai departe, aceste companii se dezvoltă. O să au dezvoltat deja servicii de curierat. Tot prin intermediul acestor platforme. Bun, curieratul nu este autorizat. Dar, ba da. Dar este fiscalizat. Nu e reglementat și este fiscalizat. Păcând, dacă dumneavoastră aveți o mașină acasă, vă descărcați acea aplicație, mi-aduceți mie un colet, vă primiți banii, bună ziua, am plecat. Nu e normal, asta cerem. Greu de controlat tot deci, fenomenul ăsta. Ce legea, legea 38 este o lege specială. Da. Legea serviciilor poștale, ordonanța 13 pe 2000, este o lege specială. Noi suntem reglementați, suntem autorizați și suntem piratați. În clipa de față, Poșta Română, care are foarte multe probleme, care este reglementată, este autorizată, este piratată. Deci, de cine e piratată? De o platforme? Altă platformă. Aceste platforme care mult mai mari. Serviciul oferit de, sau mă rog, problemele public. Poștei sunt și din pricina competitorilor privați, care trebuie să recunoaștem fără a da nume că au acaparat privați, piața. Competitorii privați, poate nu știți, vă informez eu, sunt autorizați ANCOM cu acceptul Poștei. Da. Ce faceți dacă ministru nu pune pe hârtie ceea ce v-a promis, domnule Ding? Deci, ce faceți? Deci ați spus așa. Colegilor mei, înainte de emisiune, chiar m-am temut la un moment dat, vă spun sincer, așa, direct, n-am nicio problemă să zic, parcă văd că am stabilit subiectul de vreo săptămână și acum că nu mai e protestul, așa zic, dânsii se vor teme să vină la miezul problemei. Ce veți face? Ne-ați spus așa că, domnule, dacă nu, ministrul nu se ține de cuvânt, pe 22 blocăm România. Nu? Da. Ideea este în felul următor. Nu ne dorim acest lucru, dar calendarul nostru a fost în felul următor. Trebuia să avem meeting-ul loc în 14 localități plus București în România. 2 minute până la pauză, de asta miercuri. Zic. Datorită promisiunii, l-am amânat pentru miercurea următoare, unde vom veni din toate județele. Uh-huh. Meeting-ul se va desfășura la București. Se aproximează, dacă aici în București, noi aproximăm 5.000 de autovehicule, acum se vor aduna din țară mult mai multe. Și vreau să vă spun că ne-au contactat cei de la serviciile de curierat. Asta apropo de discuția de dinainte. Da. Și vor să participe și dumnealor, pentru că și ei sunt piratați prin aceste servicii. Și astăzi, colegii noștri de la Maxi Taxi, și cum îi numește lumea, de fapt ei sunt transportul regulat de persoane, aveau și ei câteva probleme care li se promisese că se rezolvă până ieri și nu s-au rezolvat și atunci se pare că vor ieși și ei împreună cu noi în număr mult mai mare. Mai avem puțin până în pauză. Da, nu mai o idee. Ar trebui ca să îmi permit să vă spun, să informați foarte bine populația, pentru că lumea se va enerva. Rău, este o perioadă când se va bloca București iară. Și nu, lumea nu știe pentru ce. De câte ori ați avut astfel de manifestații, opinia generală a fost că vreți tarif mai mare. Trebuie ca să spuneți foarte clar și poate că emisiunea de azi mai contribuie puțin la lămurirea asta. Există niște ilegalități, așa se spune până, niște inegalități care se transformă în ilegalități. Pentru că pe piață apar oameni care nu respectă regulile acestui stat, nu plătesc la buget, nu contribuie cu nimic. Este o concurență neloială. Fără discuție. Ne întoarcem în miezul problemei. Stați alături de noi, revenim pentru ultima parte și sperăm că subiectul vi se pare interesant. Miezul problemei, Național TV, am revenit partea a treia, cea de final, despre taximetriști, despre cei care le fac, concurență, despre protestul transportatorilor. Pe toate am încercat să le atingem în emisiunea de astăzi, mai avem câteva minute. Alături de noi, domnul Claudiu Săpunar, președintele Asociației Naționale a Transportatorilor și Taximetriștilor Independenți, domnul Bogdan Dincă, reprezentant sau coordonator COTAR, și invitatul meu permanent, domnul profesor Mircea Coșa. Domnilor, am rugămintea să permiteți, sunt foarte multe mesaje care au venit din partea telespectatorilor. Așa, repede, fiind la final de emisiune, am să le dau citire. Ion Craiova, niciun taximetrist nu m-a dus de la gara de nord la aeroport fără 60 de lei, fără a pune aparatul.
Mihai din București, de ce nu se pune problema tarifelor de zi, de noapte sau extraurban? Sunt taximetrist de 5 ani și nu negociez tariful și n-am avut vreodată o reclamație. Bogdan din Botoșan, șoferii lucrează 14 ore pe zi și sunt pontați cu două. Deci sunt mesaje pe care vi le și arăt dacă doriți. Petrișor, București, sunt taximetrist de 38 de ani. Tarifele sunt foarte mici, de asta nu se iau comenzile, ar trebui făcut un studiu de piață pentru stabilirea tarifelor. Georgeta, București, copilul meu a fost refuzat la Brâncoveanu de un taximetrist pentru că distanța de parcurs era numai de 4 stații de mașină. Sunt foarte multe mesaje. Ecaterina, București, de ce nu vin la comandă și mai ales refuză distanțele mici? Deci cumva, vedeți, revine acest tip de mesaj. Barbu Ilfov, firmele ne obligă să semnăm ștate de plată, dar noi nu primim acei bani. Iar Alexandru din București, de ce se negociază dacă prețul este afișat? Parte din mesaje, deci vă spun, multe nu le-am putut citi pe toate. Suntem la final de emisiune. La o parte dintre ele, răspunsurile au fost date. La nivelul primăriei, de fapt în 2007, odată cu modificarea legii, a apărut un mecanism prin care noi am insistat foarte mult să apară, prin care acel cazier profesional, care se referea la companii și la conducători auto, în cazul în care făceați o abatere, erați înscris în acel cazier, erați sancționat gradual și se mergea până la excluderea din activitate. Avea acest cazier, cădea în sarcina autorităților locale. În foarte multe localități din țară și inclusiv la București, nici în ziua de azi nu funcționează. Acela era un mecanism de sortare a oamenilor care sunt în breazlă. Și de sancționare graduală până la, acum v-am spus, sperăm ca luni în hotărârea de Consiliu să se activeze acel cazier și am văzut proiectul de hotărâre de Consiliu, vor fi niște sancțiuni graduale pentru cei care refuză, care vorbesc urât, care nu folosesc aparatul taxat și negociază și sancțiuni care merg până la reținerea, de fapt, anularea testatului. Deci trebuie să recunoașteți că din acest punct de vedere acești creatori ai acestor platforme cu care vă luptați până la urmă, că e o luptă pe care o duceți, au fost foarte abili din punctul ăsta de vedere, pentru că acolo fiecare client, după ce coboară din mașină, se duce și pe aplicația respectivă și vreau să știți. Face un rating. Da. Deci dă un rating. La mai puțin de nu știu cât rating adunat de șoferul respectiv, de cum se numește el, nu contează, că nu vrem să dăm numele, nici de firme de taxi, da, nici de platforme, astăzi, că nu asta e ideea emisiunii, ăla nu mai poate funcționa în cadrul acelei companii, așa cum este ea. Același lucru funcționează și la noi. Noi din 2008 avem platforme online prin care puteți se pot face comenzi. Țineți cont de ratingurile date acolo? Există, exact. Ținem cont de reclamațiile făcute acolo. Știți că la ei, ăla dispare automat din sistem. Adică nu, deci, mai stă nimeni să vadă problema dacă la noi, lucrurile sunt reale sau... Ei sunt două companii mari și late. Da. Deci, la noi, eu țin cont de ratingul șoferului. Sigur. Îi desfac contractul de muncă, ajung până acolo și merge și păcălește pe alt coleg. Se angajează, iar o ia de la început cu ratingul. Aici aveți o problemă între dumneavoastră, între companii, până la urmă. Nu, dacă nu. Păi eu n-am o posibilitate legală să anunț undeva că acel șofer i s-a desfăcut contractul de muncă pentru niște abateri. Tocmai aici era rolul acestui cazier profesional. Domn profesor, vă aduceți aminte? Pe vremuri era celebra scrisoare de recomandare, nu? Când plecai dintr-un loc de muncă... A funcționat și la noi, până în 2007. Da. Când a fost desființată de Parlament. Vezi acum... Ajungem iar la veșnica problemă care deranjează România și o va deranja pe termen lung într-o manieră dramatică. Lipsa de forță de muncă. Sigur. Noi cădem foarte mult demografic, nu avem forță de muncă, așa că angajatorul va reduce din pretențiile care le are, pentru că are nevoie de oameni, nu are ce să facă. Să se ocupe cu cineva. Sau va aduce, cum mi s-a întâmplat acum vreo nu știu câți ani la aeroport, să văd că erau niște șoferi. De culoare, da. De culoare, da. Au fost, au fost. Care au fost. Nu știau adresele, vai de ei. Noroc cu GPS-ul, da. Tehnologia. Dacă poate o să ajungem la import de forță de muncă. Situația e dramatică cu forța de muncă, dar în momentul de față
E o mare problemă cu forța de muncă, așa încât nu poți să învinuiești pe angajator că a luat până la urmă ce a găsit. Da, dar, așa cum spuneau invitații noștri, trebuie să existe un program de calificare și de control și de atestare, pe care cred că ar trebui să-l facă statul, pentru că, până la urmă, e un serviciu de interes public. Sigur că da. Domnule Săpunar, mă întorc la dumneavoastră. Deci, să zicem, dumneavoastră promisiuni de la politicieni, cred că ați mai auzit. Oh. Și dumneavoastră. Adică și noi toți. Avem tolba plină. Tolba plină, sigur că da. Am putea scrie cărți întregi, toată nația. Ce faceți? Bun, deci o să blocați România, cum am zis așa, cu un titlu de ăsta bombastic. Da. Bucureștenii se vor enerva. De fiecare dată, vă dați seama, toate protestele, indiferent de ținta sau, mă rog, de originea protestului, toate se țin la București. E cumva și natural. Acolo e guvernul, acolo da, se guvernul decid lucrurile. Nu să facem în țară. Și în țară, știu. Veți protesta. Protestează și alții pe alte teme. Dacă nu se rezolvă nimic, ce faceți? Eu nu fac parte din COTAR, asociația deci, care o reprezint. Noi, vom uza de toate, așa. Dar absolut toate demersurile legale, da. Ca să putem să ne îndeplinim obiectivele, pentru că pentru asta suntem înființați, să reprezentăm interesele prezilei pe care sperăm să nu fie nevoie să luăm și alte măsuri. Dar oricum, ca de exemplu? Oricum. Păi, exemplu, o grevă fiscală. Oh. Sau să trecem și noi în tabăra cealaltă. Dacă este legal să taxezi nu pe casa de marcat conform legii, ci pe o aplicație electronică, putem, și noi avem aplicații electronice, putem funcționa și noi pe același sistem. Credeți că o să vină cineva să ne bată la ușă în secunda 2, domnul Gelu Diacon, o să trimite pe cineva să ne bată la ușă că v-am taxat cursa. Decât știu, nu mai e acolo în locul acela important. Urmașii dumnealui. Să ne întrebe de ce am taxat cursa conform unei aplicații și nu aparatului fiscal? Așteptăm să vedem. Ați observat pe oraș, la diferite ore probabil, anumite mașini particulare care sunt pe sens interzis, pe sens unic, dar cu botul invers, în anumite locații să vireze la stânga unde e interzis. Ați observat așa ceva? Mărturisesc că n-am luat seama. N-ați luat în calcul. Oricum, traficul din capitală e... Sigur, bine, este împărțit în lei, în paralei, da. În cățeluși, nu contează, da? Acele mașini particulare, dacă o să fiți foarte, foarte atent, o să vedeți că au geamurile negre, fumurii pe spate. Așa. Un telefon agățat în bord care funcționează pe Waze, da? O aplicație de trafic care nu recunoaște sensurile unice, care și acea aplicație îl conduce pe domnul șofer de la faimoasele platforme să-și transporte clientul. Da? Și atunci ne întrebăm cu toții de ce mai este nevoie de atestare. Aici da. Vreau să ajungeți da. Că... De ce este nevoie de atestare? De ce este nevoie să cunoști orașul? De ce ai nevoie să... Acum, nu puteți acuza tehnologia că a fost inventată Crește, și că... Nu. Da, și noi avem tehnologie. Sigur că dar, da. Nu suntem împotriva tehnologiei. Și eu am... Mașina mea a venit din fabrică cu geamuri negre pe spate, exact cum spuneți noastră, am și aplicații... Una este geamul negru, din fabrică, sau heliumat, da. Și alta este să te duci să spui folii negre. Noi nu avem voie. Categoric, da. Da? Și este corect să nu avem voie. Dar la fel de corect este următorul lucru. Nu mi-este frică de concurență. Dar vină în aceleași condiții ca mine. Suntem la final de emisiune. Au fost în spațiul un minut, deci foarte scurt. Sunteți de acord cu violențele care s-au petrecut împotriva acestor pirați? Corect, cum îi numiți noastră? Că au fost. Deci au fost situații. Au fost situații în alte părți. În alte părți. Eu la București. Nu, la noi nu se pune. Nu, la noi deci n-au nu au existat în București. N-au existat și nu se pune problema să ne facem dreptate singuri. Nu încurajez protestele spontane sau spontane aranjate. Dar ce vor sau să ce? Vreau să înțeleagă acești oameni? Foarte scurt, că nici nu vom renunța la această luptă pentru a ne apăra ceea ce am clădit. Nu mai e mult. Până săptămâna viitoare, când vom vedea dacă, mă rog, cuvântul ministrului e... Eu oricum le mulțumesc acestor platforme. Mulțumesc frumos pentru prezență. Domnule profesor, mulțumesc pentru
prezența la emisiune și pentru această săptămână. Sperăm că subiectele sunt interesante. Ne vedem și mâine seară. Da. Ne vedem și mâine seară la miezul problemei. O să vorbim despre Uniunea Europeană. Toate cele bune, să ne vedem sănătoși.